Salutări tuturor! Bine v-am regăsit din nou, suflete dragi și frumoase! Așa cum o facem zi de zi, ne reîntâlnim și astăzi cu multă bucurie în suflete din nou, la minutul de fericire la rubricuța voastră favorită. Împreună conștientizăm că suntem ca și într-o mare familie, suntem uniți ca și niște frați, ca și degetele unei mâini. Și asta mă bucură foarte mult pentru că avem ocazia să învățăm unii de la alții, să ne descoperim în fiecare zi și ne ajutăm în această evoluție, în acest parcurs pe care îl avem fiecare dintre noi pe acest pământ. Și sunt foarte recunoscător Universului pentru asta și vouă că sunteți aici. Și revenim, dragilor, la această zi de marți, la această zi de 14 aprilie. Conform tarotului, această zi este reprezentată de arcana numărul 14, de temperanță sau echilibru. O să vedeți așa pe ecran cum este ilustrată această carte. Este vorba despre un înger. Acel înger suntem fiecare dintre noi, da? Și are în mână două cupe. A reprezentat lumină și întuneric. Este cartea care ar simboliza și alchimia, alchimia vieții, da? Și răstoarnă un lichid dintr-o parte în alta, se tot joacă așa și toarnă cu precizie acel înger dintr-o cupă, nu scapă pe jos nicio picătură. Lichidul este fluxul vieții, da? Cum jonglăm noi între lumină și întuneric. Și este bine să înțelegem că întunericul nu este neapărat rău, așa ni s-a fost nouă indus. Sau ni s-a spus să credem că întunericul este un bau-bau, este rău. Întunericul este o altă formă de manifestare a lui Dumnezeu și nu este bine să-l mai hulim. Viața a apărut din întuneric. Gândiți-vă că, așa se spune, când a apărut acest univers, Dumnezeu exista în întunericul primordial și a spus să se facă prin puterea cuvântului, lumină, și s-a făcut lumină și atunci s-a separat lumina de întuneric. A avut loc o separare, două forme de energie, dar întunericul este tot în Dumnezeu, da? Nu îl mai huliți. Este bine și noi să ne acceptăm, să ne acceptăm umbra noastră, întunericul din noi. Să spunem așa, mă iubesc și mă accept așa cum sunt, să ne iubim și calitățile și defectele, atunci conștientizezi că ești parte a tot ceea ce este, nu-ți mai huli umbra ta, să te accepți așa cum ești, doar fii, doar experimentează și fii în această viață într-un echilibru. Sunt persoane care vor să se ducă prea mult în lumină, să cadă în extreme, nici așa să știți că nu este bine, pentru că dacă te duci prea sus, nu mai ești bine ancorat în pământ. Este bine să stăpânim ambele planuri, să fim și aici bine rădăcinați, dar și în cer, să știm cum să jonglăm, să stăpânim aceste două lumi, da? Sunt persoane care cad în extreme, se duc prea mult în întuneric și se manifestă ciudat. Este bine să păstrăm o cale de mijloc, ca și cum sunt unele persoane care se grăbesc foarte mult să evolueze. Sunt foarte mulți facilitatori în ziua de astăzi care, cumva într-un fel sau altul, prin publicitățile lor, încearcă să forțeze pentru anumite sume de bani, pentru că ei vor câștig, da? Să grăbească lumea în evoluție. Cumva evoluția este lecția ta și o vei face acest drum, vei avea acest parcurs în ritmul tău. Nu te lăsa, să spun, manipulat de alții, pentru că dacă tu nu ești pregătit și dorești să evoluezi așa rapid și ai o karmă grea, ca și cum ai un credit la bancă și acel credit ți se cere rapid, vrei să treci, dar plătește și vei avea foarte multe bubuieli în viață, da? Dacă tu evoluezi în ritmul tău, alegi calea de mijloc, toate se întâmplă atunci la timpul tău potrivit, ca și cum plătești acel credit așa puțin câte puțin și nu o să simți bubuielile atât de dure, da? Eu am observat asta prin propria mea experiență și nu recomand evoluția rapidă, da? Faceți-o în ritmul vostru și nu vă lăsați păcăliți de unele persoane, de tot felul de inițieri, doar dacă simțiți că este timpul potrivit. Dacă nu, vin foarte multe bubuieli și când nu ești pregătit, vei avea foarte mult de suferit, vin foarte multe întâmplări neplăcute, neprevăzute în viața ta, vei trece la un alt nivel, dar totul are o plată, da? Pentru că nimic nu vine
atât de ușor. Este bine să fii înțelept, să știi să păstrezi o cale de mijloc întotdeauna. Și până atunci, bucurați-vă de viață în fiecare zi, de fiecare clipă, indiferent ceea ce vine în realitatea noastră. Este important să știm cum să păstrăm acest echilibru și să nu mai urâm acest întuneric, da? Pentru că face parte din creație. Și revenim la această zi de marți, este guvernată de planeta Marte, de marele războinic, motorul vieții noastre care ne împinge să acționăm. Și arhanghelul care guvernează această zi, v-am spus că este Samuel, arhanghelul iubirii, al compasiunii, care ne ajută să ne deschidem sufletele, să fim așa într-o energie iubitoare, roz, să putem primi iubire, să oferim iubire. Este bine ca în această săptămână să avem sufletele cât mai deschise, să fim așa cât mai blânzi unii cu alții, cât mai iertători, să încercăm să nu criticăm, să nu judecăm, da? Să ne vedem de ale noastre, să fim în armonie cu tot ceea ce este. Doar atunci te pregătești tu la nivel interior să primești învierea, să-ți activezi Cristul tău lăuntric, să accesezi această energie înaltă cristică, da? Și poți să-L cunoști în această săptămână mai profund pe Iisus. Să-L consideri așa ca și un prieten. Asta El își dorește, da? Nu dorește să-L consideri ca și un idol, așa cum ni s-a spus, să îl venerez. Iisus vrea să îți fie ție ca și un prieten, ca și un maestru, și El a venit în această experiență ca și un mentor să ne arate nouă cum am putea noi să avem vieți împlinite pe acest pământ, cum am putea să ne dezvoltăm potențialul nostru interior. Totul vine din interiorul nostru, da? Nimic din afara noastră nu ne poate ajuta. Totul vine din noi, doar să crezi că lucrurile se pot întâmpla și așa și este. Asta ne spune și fizica cuantică, da? Tot ceea ce gândim, tot ceea ce spunem se manifestă în realitatea noastră. Să lucrăm cu interiorul nostru și să nu mai căutăm să facem lucrurile, să le manipulăm din afara noastră, da? Pentru că vom ajunge la același rezultat. Totul se schimbă începând când lucrezi cu tine, când te cunoști pe tine, da? Și când ești într-un echilibru dintre lumină și întuneric. Această carte reprezintă telepatie, șamanism. Mai multe informații o să vedeți așa pe ecran despre acest echilibru, despre această arcană. Ne învață foarte multe, pentru că tarotul are o înțelepciune ascunsă, secretă. Și are foarte multe simboluri. Fiecare persoană înțelege altceva când privește o carte, da? Eu v-am spus din ceea ce înțeleg eu din perspectiva mea. Pe ecran o să vedeți mai multe informații și să luăm și un mesaj de la Arhanghelul Zilei. V-aș spune că mai este un arhanghel așa cunoscut care guvernează Zodia Pești. Este vorba despre Barachiel. Mai multe informații o să vedeți pe ecran, îi se mai spune și binecuvântarea lui Dumnezeu, ne ajută să obținem prosperitate, abundență în viețile noastre. Sunt așa vreo 5 arhangheri care ne ajută foarte mult să atragem abundență în viețile noastre, multe împliniri. Și în fiecare zi o să vă prezint informații cum să îl invocați, rugăciuni cu ei, da? Și voi este bine, dacă doriți, să vă scrieți aceste informații pe o foaie și când vom termina noi această prezentare, să încercăm să facem un ritual și să îi invocăm pe toți, pentru că ei ne pot ajuta să ne conectăm la această abundență. Ei sunt ca niște facilitatori pentru noi, ne ajută ca să accesăm acele energii, ca să înțelegem, da, mai multe despre această abundență. Abundența este în interiorul nostru, numai că noi, dacă suntem la nivel interior lipsiți de această energie, să spunem așa, nu suntem conectați cu abundența, nici în viața noastră nu se va manifesta abundență. Cumva trebuie să lucrăm la nivel interior, să ne credem că suntem abundență. Așa cum spunea Iisus, pentru că am încercat aseară să mă conectez cu El, oricât corpul tău ar fi de bolnav, tu să ai capacitatea să crezi că ești sănătos și așa va fi, da? Oricât de sărac ai fi tu, în această dimensiune, tu la nivel interior să te crezi cel mai bogat și acea bogăție se va manifesta în acest plan fizic. Doar trebuie să credem cu adevărat, dar trebuie să lucrezi foarte mult cu tine ca să ai capacitatea,
ca tu să crezi, da? Pentru că unii vor spune că te minți singur. Nu este vorba despre asta. Când treci la un alt nivel de conștiință, peste 200, o să vezi că ai puterea să crezi, da? Să-ți induci acest program în interiorul tău. Și să luăm și un mesaj de la Arhanghelul Zilei, să vedem cine ne însoțește, cine ne aduce un mesaj specific acestei zile de 14. Și mesajul vine de la Haniel și ne transmite să avem forță, forță de caracter, să avem forță, voință. Este o zi de Marte, reprezintă voința, motorul, forța, forța de a acționa, de a fi curajoși, ca și o balenă. Balena este reprezentată ca fiind un mamifer așa foarte puternic. Să fim și noi ca și balena, este ca și o metaforă, da? Să fim forțoși cu viața noastră, să ne manifestăm cu forță, cu înțelepciune, dar degeaba avem forță dacă nu avem și înțelepciune, da? Să știm să fim în acest echilibru, așa cum ne spune cartea de tarot, să știm cum să ținem în echilibru și lumina și întunericul din noi, da? Să fim într-un echilibru. Eu vă mulțumesc, dragilor, că m-ați urmărit. Vă urez o zi cât se poate de frumoasă, o zi cu mult soare și să încercăm să avem voință, voința de a schimba, de a conștientiza, de a înțelege, de a ne transforma. Asta este sensul vieții noastre pe pământ. Să evoluăm, să ne transformăm, să ne activăm potențialul divin, să ne activăm acest potențial pe care îl avem noi în interior și nu suntem conștienți de el și să-l scoatem la suprafață. Doar așa ne co-creăm vieți mult mai frumoase pe acest pământ. Dacă noi nu suntem conștienți de noi, ca și cum avem o comoară ascunsă în interiorul nostru, dar noi nu știm de ea. Este bine, hai să descoperim comoara din noi, activând divinul din noi, să-l scoatem la suprafață. Numai bine, dragilor, și vă îmbrățișez cu mult drag, ca de obicei. Pe curând! Namaste, suflete dragi și frumoase!